Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Sunt Sergiu Costache, o să fiu una dintre gazdele dumneavoastră de astăzi. Bine ați venit la cea de-a patra ediție a conferinței anuale BAR, intitulată Asigurările înapoi în viitor, Back to the Future. Evenimentul de astăzi pune la dispoziția dumneavoastră a participanților o platformă de dezbateri, un schimb de idei cu abordări extrem de diverse. O să avem împreună cu noi reputați lideri și specialiști din piața de asigurări și din domenii conexe. Revoluția digitală ne-a adus nu numai transformări rapide, ci și probabil irreversibile, ne-a adus oportunități în dezvoltarea societății. O să avem astăzi trei paneluri, deci practic veți avea acces la trei conferințe. Primul panel, noutăți legislative, cel de-al doilea, revoluția digitală și cel de-al treilea, probabil cel mai interesant, combaterea fraudelor. Nu insist pe acestea, o să vorbim de fiecare în parte. Noutățile legislative, știți că sunt pe agenda dezbaterilor din cadrul pieței, la nivel de guvern și de parlament. În ceea ce privește revoluția digitală, avem o mulțime de lucruri de aflat. Transformarea bazei de date AIDA într-o aplicație cu un grad mai pronunțat de versatilitate și interconectare cu alte baze de date. Știți bine, asta este un lucru despre care discutăm de peste 20 de ani. Introducerea în legislație a posibilității utilizării formularului de constat amiabil în format digital, sau mai precis și în format digital. Sunt doar câteva dintre subiectele părții a doua. În ceea ce privește frauda și combaterea ei, un fenomen îngrijorător, frauda, și în lipsa unor posibilități și instrumente suficiente de combatere, ea poate genera costuri semnificative pentru industria de asigurări și pentru clienții acesteia. Spun asta pentru că percepția publicului este că frauda îi lovește doar pe asigurători, nu oameni buni. Frauda se reflectă și în buzunarul dumneavoastră. Serviciile de care beneficiați vă costă mai mult. Evenimentul este transmis pe Zoom și pe canalul de YouTube, Xprim. E urmărit de numeroși lideri și specialiști, de oficiali ai autorității de supraveghere, reprezentanți ai companiilor de asigurări și de brokeraj, companii de regularizare a daunelor, specialiști antifraudă și jurnaliști din presa scrisă și digitală. Cei care ne urmăresc online pot să ne trimită întrebări și comentarii, fie pe Zoom, fie pe YouTube. Asta a fost partea introductivă. Intrăm direct în subiectul conferinței. Primul dintre vorbitori și cel care este gazda evenimentului de astăzi este președintele Biroului Asigurătorilor Auto din România, Mădălin Roșu. O să-l invit pe scenă alături de mine. Între timp, eu o să vă spun câteva lucruri despre dânsul. Peste 18 ani de experiență, a lucrat în două mari companii, lucrează într-o mare companie din piață, provine dintr-o altă mare companie din piață. Începând din 2017, e președintele Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule din România. E implicat la nivel european, e membru al echipei de acreditare Eficert și, de asemenea, a fost și lector la, ceea ce vă amintiți, IMA, Institutul de Management în Asigurări. De asemenea, a definit standardul ocupațional pentru cine? Pentru inspectorii de revendicări. Doamnelor și domnilor, Mădălin Roșu. Bună dimineața, sper că mă aud. Frumoasă introducere, una din definiții, nici nu știam că există inspector de revendicări, cred că e traducere în engleză, inspector de daune. Bună dimineața, mă bucur să vă revăd chiar și virtual. De obicei, sala asta era plină, sau mă rog, sala în care făceam astfel de conferințe era plină. Dar iată că vremurile pe care le trăim, de aici ne-a venit și ideea numelui, dacă vreți, conferinței de astăzi, înapoi în viitor. Se pare că suntem cumva trași înapoi, pe de-o parte, deși țintim către tehnologie, către nou, dar e clar că până la urmă nu trebuie să ne oprim și să împingem cât mai tare lucrurile astfel încât să rezolvăm necesitățile de zi cu zi. Mă bucur să avem astăzi alături de noi reprezentanți de marcă ai autorităților, pe care o să-i vedeți în curând. Și iarăși mă bucur să vă aducem la cunoștință câteva proiecte noi pe care BAR le are în pregătire și în curând în lansare.
Ce este iarăși important de spus e că vremurile pe care le trăim, e clar, sunt unice. Cred că fiecare zi e o provocare pentru fiecare dintre actorii care lucrează în acest domeniu al asigurărilor. Atât din perspectiva, hai să spunem, respectării promisiunilor, pentru că să nu uităm că suntem companii de asigurare în mare parte și facem niște promisiuni pe care trebuie să le respectăm, iar respectarea acestor promisiuni trebuie făcută cu o rapiditate, cu inovație, mai ales în vremurile de astăzi. Făcând așa un scurt rezumat al anului trecut, cred că a fost un an de transformare, dacă vreți, al industriei, în special în zona asta digitală, pe de o parte forțați de împrejurări, pe de altă parte dorind, practic, să ajungem mai repede la clienți și inovând. Cred că acest cuvânt, inovație, a fost pe buzele tuturor. Inovație și adaptare, aș spune. Și iată că am ajuns să facem constatări electronice, constatări de daune electronice, constatări la distanță, vânzare de polițe, eu știu, inspecții de risc și așa mai departe. Nu o să vă plictisesc foarte mult. Vă urez, eu știu, pe de-o parte, cum se spune la TV, vizionare plăcută pentru cei de acasă și sper să interacționați cu noi, pentru cei de acasă sau de la birou. Și sper că informațiile pe care le vom dezbate astăzi să fie de interes pentru toată lumea. Mulțumesc mult! Pentru începutul acestei conferințe, cel de-al doilea invitat reprezintă Autoritatea de Supraveghere. Îl știm de mulți ani, a fost alături de piața de asigurări de foarte multă vreme, este vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, coordonează sectorul asigurări din 2018, anterior a fost director la Fondul de Garantare a Asiguraților și președinte al Consiliului de Administrație al Fondului de Garantare a Drepturilor din sistemul pensiilor private. Atunci l-am și cunoscut pe domnul Cristian Roșu. Domnia sa a mai ocupat poziția de director general în cadrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și a avut o serie de poziții ca director și director adjunct în domeniul bancar. Este absolvent al Facultății de Electrotehnică, e un lucru pe care nu l-am știut și mi-a făcut plăcere să-l aflu, Universitatea Politehnică București, și a efectuat multe stagii de specializare în management, analiză financiară și mecanismele economiei de piață și analiză financiară. Doamnelor și domnilor, din partea Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Cristian Roșu, vicepreședinte. Mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor, atât celor online cât și celor offline. Această pandemie ne-a adus în situații și în stări deosebite și ca atare și această conferință se desfășoară în niște condiții deosebite. Vreau să mulțumesc barului pentru aceste conferințe pe care le face anual și această conferință din acest an are un titlu inedit pentru care vreau să-i felicit. Este o denumire care m-a determinat din primul moment să nici nu mă gândesc în momentul în care mi s-a făcut propunerea să particip la această conferință. Este un titlu mai mult decât o provocare. Este o reîntoarcere în trecut, dacă vreți, dar într-un trecut apropiat, într-o viață a noastră corectă și concretă și o privire a viitorului spre viitorul care ni se reconfigurează. Ni se reconfigurează atât din punct de vedere al modalităților de lucru, al percepțiilor, cât și al structurilor care vor fi generate de aceste modificări. Tot ce am putut să observ pe parcursul anului 2020, un an absolut spectaculos din punct de vedere negativ, dar și provocator, care ne-a pus în situații absolut deosebite și care
prin parcurgerea acestui an, am constatat că atât societatea cât și participanții la piața asigurărilor, care sunt parte a societății, s-au transformat și s-au adaptat într-o manieră foarte, foarte bună. Vreau să remarc faptul că, deși începutul anului 2020 era un început firav al implementării digitalizării și al operațiunilor de tip cyber, am ajuns la sfârșitul anului 2020 într-o situație în care aproape toți, și dacă spun aproape toți, mă gândesc la majoritate, dar cu mici, foarte mici diferențe, au reușit să-și implementeze sisteme electronice și automate care în domeniu, că suntem în domeniul asigurărilor auto, au reușit să escamoteze toată lipsa de activitate fizică și de contact între oamenii din asigurări și consumatorul de asigurări. Am spus-o la modul general și la modul generic, pentru că o activitate de asigurări nu înseamnă numai daune, o activitate de asigurări nu înseamnă numai verificarea și plata unor daune, iar o activitate de cumpărare de produse de asigurare nu înseamnă numai să văd cum mi se plătește dauna, ci este un ansamblu complex de cumpărare de riscuri și așa mai departe. Știți foarte bine aceste lucruri. Vreau să remarc în același timp faptul că, deși activitatea a fost la nivel fizic foarte mult afectată de pandemia care a cuprins întreaga planetă, activitatea din zona asigurărilor și datorită eforturilor depuse de actorii acestei piețe, și aici mă refer atât la societăți de asigurare cât și la brokeri, a reușit să acopere aceste deficiențe, înregistrând, aș putea spune, acea creștere minimală de 5% care s-a consemnat la sfârșitul anului, dar care în fapt reprezintă mult mai mult. Reprezintă efortul, sau dacă vreți, rezultatul eforturilor depuse de toți acești oameni din zona asigurărilor, astfel încât activitatea business-urilor să nu scadă, dar și satisfacția clienților să fie cât se poate de apropiată de nevoile și de cerințele acestora. Pot să spun doar că în continuare piața românească are un oarecare dezechilibru, și dezechilibru creat de faptul că în continuare asigurările de tip auto reprezintă majoritatea în valoarea primelor brute subscrise pe parcursul anului 2020. Aș vrea să încep să văd, nu că acestea scad, dar ca volum și ca valoare absolută, dar vor scădea în perioada următoare ca pondere în totalul asigurărilor generale și asigurărilor totale, incluzând și asigurările de viață, pentru a crea o diversificare mai mare și pentru a crea acoperirea nevoilor reale ale consumatorilor de asigurări. Nu aș vrea să rețin foarte mult atenția, pentru că în panelurile care urmează, cu siguranță vom intra în detaliile tehnice, atât cât ne va permite timpul și posibilitățile ale asigurărilor de tip auto. Vreau doar să spun că am constatat că prin cele trei componente care, din punctul meu de vedere, reprezintă niște componente de jalon, pe baza cărora putem să apreciem la nivel macro ceea ce se întâmplă în asigurările auto, piața a reprezentat o creștere cam de 5% pe vestitul nostru RCA. Daunele plătite pe parcursul anului 2020 au depășit 1 miliard de euro, ceea ce nu înseamnă puțin, și în același timp s-a constatat și o creștere a valorii daunei medii. Valoarea daunei medii se poate reflecta în cele din urmă în prețul final pe care consumatorul îl plătește. Cu toate acestea, prețurile de referință ale valorilor RCA pe parcursul anului 2020 au avut o fluctuație minoră, și aici mă refer la cele două rapoarte pe care noi le-am publicat. Diferențele sunt per global și pe valori agregate și ponderate, ca să nu intru în detalii, știți foarte bine.
și știu că știți foarte bine că aici am de-a face numai cu specialiști în acest domeniu, dar le dau pe valori ponderate și globale, au fost procente în jur de 1,5% variație pozitivă pentru persoane fizice și cam de 2-2,5% pentru persoane juridice. Ceea ce arată, contrar multor detractori a acestor piețe de RCA și de Casco, că presiunea pe prețuri nu este așa cum se prezintă și nu este așa cum poate mulți și-ar dori din punct de vedere negativ, pentru că sunt foarte multe aserțiuni și foarte multe opinii care sunt contrare sau sunt împotriva asigurătorilor și a brokerilor, care totuși desfășoară o activitate în interesul consumatorilor. Nu vreau să intru în mai multe detalii. Sper că prin ceea ce am spus au fost niște elemente care au trebuit marcate și nici nu vreau în același timp să intru în coliziune cu alte opinii care nu fac locul și rostul acestei conferințe. Vă mulțumesc pentru perseverența de care dați dovadă în permanentizarea unei astfel de conferințe, care este absolut necesară și utilă, din care așteptăm să vedem atât opinii legate de structura portofoliilor, de modul de operare, de nevoi și necesități, astfel încât această piață a asigurărilor auto să poată să fie din ce în ce mai fluidă, mai bună și consumatorul să fie cât mai mulțumit. Pentru că noi, dacă vom avea un consumator mulțumit, apetența vis-a-vis de consumul acestor tipuri de asigurări va crește și nu numai acestea, vor duce și la alte evoluții pozitive pe alte linii de asigurare. Vă mulțumesc foarte mult! Interesul consumatorului este cheia de boltă a ceea ce se întâmplă în piața de asigurări. Se vorbește despre mulți ani despre asta, se spune că stăpânul este consumatorul, dar în esență e vorba de un parteneriat. E un parteneriat între publicul care consumă asigurări și asigurătorii care își asumă riscurile. Alături de ei se află brokerii de asigurare care fac distribuția acestor produse și știți foarte bine că în ceea ce privește produsele auto, RCA și Casco, acestea sunt aproape în totalitate în mâna brokerilor de asigurare. O dezvoltare foarte puternică a avut loc în această direcție. Discutând despre interesul consumatorilor, există o structură de care ați auzit cu toții, de care unii se tem și de care însă consumatorul se bucură. E vorba de Consiliul Concurenței. Și astăzi îl avem alături de noi pe Adrian Stelian Comănescu. Domnia sa e director al Direcției Servicii din 2013. L-am întrebat ce înseamnă servicii. Și a spus așa, 60% din totalul piețelor se găsesc în această zonă de servicii. Bancar, asigurări, media, transporturi și așa mai departe. Este absolvent ASE, are un MBA extrem de prestigios și, de asemenea, a absolvit și Facultatea de Drept. Doamnelor și domnilor, Adrian Stelian Comănescu. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitația la acest eveniment. Încă o dată vreau să vă spun că domnul președinte nu a putut ajunge și sunt aici să transmit mesajul dânsului. Mă bucur că avem parte de genul acesta de conferință. Într-adevăr, cum spuneau și antevorbitorii mei, ne aflăm într-o situație deosebită, într-un context de pandemie, iar genul acesta de conferințe, așa cum este el numit hibrid, atât cu prezență în sală cât și online, este o modalitate de a dezbate diverse subiecte de interes pentru publicul interesat. În ceea ce privește piața asigurărilor auto, aceasta, poate că nu știți, poate aveți la cunoștință, este una dintre piețele prioritare
ale Consiliului Concurenței, una dintre piețele pe care noi ne uităm cu atenție de ceva timp, și aici gândindu-ne un pic la istoric, am avut acea investigație de încălcarea legii concurenței, în care nu vreau să intru în detalii. De acolo s-a concretizat ideea unei necesități de schimb de informații, dar într-un mod centralizat, și am contribuit împreună cu UNSARU la crearea unui mecanism de black box care să pună la dispoziție actorilor interesați de piață, actori participanți, cât și potențiali actori care vor să intre în această piață, de informații într-o modalitate centralizată care să nu ridice îngrijorări din punct de vedere concurențial. Tot așa, de-a lungul timpului, noi de la Consiliul Concurenței ne-am implicat destul de mult în acest proces legislativ, pentru că în ultima perioadă de timp a existat o oarecare efervescență în ceea ce privește legislația pe asigurările auto. Am avut și o investigație sectorială din care au reieșit anumite disfuncționalități. Am venit cu propuneri, o parte dintre aceste propuneri deja au fost implementate. Suntem într-un dialog permanent cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și vrem să contribuim cu ideile noastre pentru a face această piață funcțională. În ceea ce privește principalele proiecte de acte normative care se află acum în discuție, vorbim despre un proiect de o discuție în Parlament pe un act normativ care urmărește să înlăture îngrijorările Comisiei Europene vis-a-vis de infringementul din legislația pe asigurările auto, și vorbim de un proiect nou care se află în circuitul de avizare, un proiect nou care urmărește îmbunătățirea mecanismului de regres, funcționarea acestui mecanism, și care dă o anumită certitudine asigurătorului, persoanei prejudiciate, că își va primi banii în anumite condiții. O să vorbesc un pic despre acest proiect, pentru că această obligativitate de contractare a decontării directe creează premisele ca prețurile să crească, și tocmai de aceea noi de la Consiliul Concurenței ne gândim care ar fi modalitățile pentru ca în final tariful pe poliță să nu fie unul schimbat, să fie cam în aceiași parametri, în același timp cu promovând interesele consumatorului să plătească niște servicii la tarife rezonabile. Și aici contractarea unui anumit serviciu suplimentar e clar că creează aceste premise pentru ca prețurile să crească, dar în același timp trebuie să ne uităm și la costuri, trebuie să ne uităm și la cum ar putea societatea asigurătoare care în final plătește această factură să aibă un anumit control sau să aibă un anumit cuvânt de spus asupra cuantumului pe care îl plătește. Și aici ar trebui să avem o discuție care ar putea fi principalele modalități prin care putem crea premisele pentru acest dialog. În același timp vorbim de costuri destul de ridicate, care pe unele statistici arată că sunt într-o continuă creștere, și de aceea o posibilitate de a controla într-un fel aceste costuri ar fi o discuție referitoare de un tarif recomandat la ora de manoperă. Cam astea sunt lucrurile la care noi le-am gândit pentru a contracara această posibilă creștere a prețurilor prin niște mecanisme de a reduce cheltuielile, pentru ca în final consumatorul să fie cel care câștigă. O altă modalitate, e adevărat destul de grea, este crearea acestei
așa numite clearing house, și aceasta presupune o perioadă de timp destul de îndelungată pentru creare, presupune fonduri noi din partea societăților de asigurare, iar mai departe mecanismul ar fi ca din acest fond fiecare dintre asigurători care plătește daunele respective să își tragă bani de acolo, urmând să se îndestuleze pe măsură ce timpul trece. Este un mecanism la care ne-am gândit, ne dăm seama că este un mecanism greu de implementat, trebuie pregătit cu grijă pentru a putea fi funcțional încă de la început. Și în final aș vrea să rămânem cu următoarea idee. Din punctul nostru de vedere la Consiliul Concurenței, așa cum am arătat, ne-am implicat. Ne implicăm, ne vom implica în ceea ce înseamnă conturarea, rafinarea legislației pe RCA. De ce spun lucrul acesta? Spun lucrul acesta pentru că este modalitatea prin care noi creăm premisele pentru ca această piață să devină funcțională, pentru că nu vrem, și ăsta ar fi principalul mesaj, să ajungem la situația de acum ceva timp în care singura modalitate ca acești consumatori să plătească tarife rezonabile ar fi anumite genuri de plafonări. Deci principala idee ar fi, suntem deschiși, discutăm cu dumneavoastră, nu vrem să se mai ajungă acolo. Mulțumesc frumos! O clipă. Primim deja întrebări din public. Unul din colegii din presă ar vrea să primească răspuns la întrebarea lui. Consiliul Concurenței a propus tarif de referință pentru ora de manoperă deja? Consiliul Concurenței, la inițiativa Ministerului Finanțelor pe această contractare obligatorie a poliției, a făcut într-adevăr o propunere în sensul în care propune un mecanism privind stabilirea unui tarif de referință, și aici ne-am gândit la formula în care barul să contracteze o societate, un terț independent, care să stabilească o metodologie. Deci nu ajungem ca barul să stabilească anumit preț, deci vorbim de o anumită metodologie care va fi stabilită, iar aceasta va fi avizată, așa cum am gândit noi propunerea la momentul respectiv, de o comisie, de un comitet din care să facă parte inclusiv reprezentanții ai Consiliului Concurenței, al asigurătorilor, al transportatorilor și al protecției consumatorilor. Deci este una dintre idei și, într-adevăr, s-a făcut această propunere de mecanism. Sună destul de complicat așa în cuvinte, dar înțeleg că mecanismul e foarte simplu. Lumea se așează la masă, stă de vorbă și se iau decizii în comun. Nu este vorba de o impunere din partea nimănui. Terțul independent, așa cum vedem noi la acest moment, stabilește un mecanism prin care se ajunge la un anumit tarif al orei de manopere, dar cei care se așează la masă nu vor vedea prețuri. Ei se uită la acest mecanism și văd în ce măsură componentele din acest mecanism reflectă realitatea și practic structurile fiecăruia de cost. Ceea ce se dorește este un mecanism echitabil, exact, care să favorizeze pe toată lumea, mai precis să nu defavorizeze pe nimeni, iar interesul general este cel al consumatorului. Exact, la asta ne-am gândit, la consumator. Ok, vă mulțumesc, vă invit din nou în sală. Mulțumesc și eu. Deja avem informații extrem de valoroase, urmează un panel foarte așteptat, principalele provocări legislative. Acum, de peste 20 de ani, suntem în această piață, acționăm, activăm în ea, sigur, sunt oameni care sunt și mai de demult în ea. Pot să vă spun că legislația și frecventele schimbări de legislație au fost principala provocare pentru această piață. Fie că a fost vorba de
asigurători, fie că a fost vorba de brokeri, fie că a fost vorba de însăși autoritatea de supraveghere. Dacă este să discutăm despre ceea ce a fost constant în această piață, a fost schimbarea, capacitatea și viteza de adaptare. Și așa cum spunea Charles Darwin, în Originea speciilor, nu cel mai puternic sau cel mai inteligent supraviețuiește, ci acela care se adaptează cel mai repede și mai bine schimbării. Pentru proiectele legislative aflate în dezbatere, la nivelul pieței, al autorității de supraveghere și în curs de analize la guvern și la parlament, am 5 invitați, o să-i rog să vină alături de mine pe scenă, Iulius Marian Firțac, deputat Parlamentul României, secretar al Comisiei Buget, Finanțe, Bănci, va fi pe Zoom alături de noi. Cristian Roșu, vicepreședintele și membru executiv al sectorului asigurări, reasigurări din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. Vă invit pe scenă, domnule vicepreședinte. Alături de el va fi Mădălin Roșu, președintele Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România. O să vă rog să ocupați pozițiile centrale pe cele două scaune. De asemenea, prin Zoom o să-l mai avem pe Adrian Marin, președinte UNSAR, Uniunea Națională a Societăților de Asigurări și Reasigurări din România, și pe Călin Matei, membru al Consiliului Director al Biroului Asigurărilor de Autovehicule din România și totodată director general adjunct al Grupama, una dintre companiile de top din piață, o companie care se bucură, putem spune, de cel mai mic număr de reclamații din partea clienților. Alături de mine am să-l rog pe Constantin Rudnitski. Rudi, te rog frumos să vină aici. Rudi este omul care mi-a îndrumat pașii în ceea ce privește dezbaterile pe care le făceam la radio. Acum, foarte de curând, am lansat o nouă emisiune la un post TV, o să vă vorbesc mai târziu despre ea. Rudi va conduce acest panel. E un om cu foarte multă experiență, cunoaște toate piețele financiar-bancare și nu numai. Are o serie de emisiuni la RFI România și în alte locuri și are o foarte, foarte bogată experiență. Rudi, rămân alături de tine, dar o să te rog pe tine să preiei discuțiile. Bună ziua, mulțumesc, Sergiu, sper să ne auzim. Eu am optat pentru varianta aceasta cu mască. Doar două idei înainte de a începe panelul acesta. Felicit și organizatorii, le mulțumesc pentru acest eveniment și mie mi-a plăcut titlul Înapoi în viitor, nu? Mi-am adus aminte de o carte pe care am citit-o înainte de 1989, se numea Amintiri despre viitor, ideea seamănă, era scrisă de Eric von Däniken, când m-am uitat acum, și a fost o carte care mi-a marcat, să zicem, tinerețe, așa, dacă pot să o numesc. Deci, domnul Roșu vorbea mai devreme despre, domnul Cristian Roșu, despre această sintagmă înapoi în viitor, mi se pare încă o dată foarte fericită. Avem deja câteva cifre interesante, câteva date interesante. În primul rând, mă bucur să aud cifra de la finalul anului, plus 5% creștere a asigurărilor. Totdeauna mă bucur să văd că o industrie reușește să rămână pe plus în anul 2020, pentru că știm cu toții a fost un an foarte complicat. De asemenea, de la Consiliul Concurenței am avut câteva informații interesante privind decontarea directă și acum intrăm în tema panelului, pentru că vorbim despre noutăți legislative și am să-l invit pe domnul Iulius Marian Firceac, deputat în Parlamentul României, secretar al Comisiei de Buget, care este alături de noi prin Zoom, să facă o prezentare, dar să ne răspundă și la o primă întrebare, evident, care sunt noutățile din Parlament în privința stadiului de adoptare a modificărilor privind legea RCA? Aceasta este tema zilei, vom discuta și despre alte lucruri, dar vă rog să începem cu aceasta, domnule deputat. Vă mulțumim pentru prezență, vă ascultăm. Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru invitație. Este o stare de acalmie, de liniște deocamdată la nivel de comisie parlamentară, pentru că ne bucură să vedem
că există un interes aproape general în piață în ceea ce privește instituțiile și actorii, ASF, Consiliul Concurenței, BAR, UNSAR, UNSICAR, PRBAR. Aproape toți actorii din piață au ajuns să fie pe aceeași frecvență și să considere modificările despre care și dumneavoastră ați vorbit mai devreme în conferință, decontarea directă, tariful de referință și alte câteva modificări necesare pe legea RCA, le consideră urgente și ei, ca actori care dețin cifrele aproape de realitate, au informații mult mai multe decât avem noi în Comisia de Buget, printr-un proiect de ordonanță de urgență dat de Guvernul României să vină cu aceste modificări. Proiectul din Parlament, care este aproape finalizat, se referă la rezolvarea problemei de infringement. Dar aceasta, zic eu, că este rezolvată și nu trebuie urgentat proiectul din Parlament, pentru că ordonanța este astăzi în vigoare și nu cred că mă înșel când spun că această problemă de infringement este rezolvată. Așadar, cu proiectele din Parlament nu ne grăbim prea tare, pentru că trebuie să vedem și modificările care vor pleca de la guvern prin ordonanța la care, așa cum am precizat, muncesc și contribuie toți actorii din piață. Bun, vă mulțumim pentru aceste prime idei. O să vă rog să rămâneți alături de noi. Am reținut faptul că legea va viza această temă a infringementului. Vă referiți la infringement la nivel european, nu? Da. Să nu avem o problemă cu Comisia Europeană. Exact. Perfect. Rămâneți, vă rog, alături de noi. O să mergem mai departe. O să-l invit acum pe domnul Adrian Marin, președintele UNSAR, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare, Reasigurare din România. Domnia sa știu că are o prezentare evident interesantă pe tema asigurărilor auto 2021, dar înainte de prezentare am să rog să spună și domnia sa opinia vis-a-vis de această lege care se pregătește, de această schimbare și de ce nu și despre faptul, pentru că înțelegem că e o temere legată de creșterea tarifelor la RCA, domnule Marin. Comentați un pic și această temă și vă mulțumim pentru prezență, vă salutăm. În primul rând, sunt onorat. Bună dimineața, sunt onorat să iau parte la acest eveniment și le mulțumesc colegilor de la BAR pentru invitație. Vă răspund la această întrebare, dar pentru a înțelege mai bine, această invitație este pe YouTube. Sper că ne urmăresc mai multe persoane, nu vorbim doar despre specialiști și de aceea am pregătit doar câteva slide-uri pentru a crea cadrul pe care să pot să răspund la aceste întrebări. Astfel încât aș ruga să începem doar cu aceste câteva slide-uri. De acord, vă rugăm să urmărim slide-urile. Da, și încep cu... pe ecran sper să avem... Da, uitați, primul slide. Încep cu o imagine de ansamblu care ne arată că parcul auto din România continuă să crească și, în general, prin vehicule second hand. Parcul auto numără în 2020 peste 9,2 milioane autovehicule, plus un număr pe care nu-l știm legat de vehicule înregistrate la primării și care ar trebui să aibă RCA. Din cele peste 7,2 milioane de autoturisme, avem peste 24% cu vechime mai mare de 20 de ani, și după cum vedeți pe ecran, peste 73% o vechime mai mare de 11 ani, ceea ce le face în principiu neasigurabile sau greu asigurabile pe casco. Dacă adăugăm și starea infrastructurii, dar și anumite comportamente în trafic, nu este de mirare gradul ridicat al riscului de accident în România. Aș vrea să trec pe următorul slide. Așa, și aici vedeți foarte clar că asigurarea auto domină, așa cum a precizat și domnul Roșu mai devreme, vicepreședinte ASF, domină în continuare piața din România cu o pondere de 71% din prime brute subscrise în primele 9 luni ale anului 2020. Acestea sunt datele oficiale care le avem. În acest slide aveți reliefat și numărul de contracte RCA în vigoare, rezultând o discrepanță între cele prezentate în slide-ul anterior referitor la numărul total de autovehicule și numărul de contracte RCA. De aceea, în discuție avem această linie de asigurare care domină piața și, drept urmare, modificările legislative și inițiativele din acest sector sunt deosebit de importante și voi face referire la ele după o scurtă reliefare a acestei situații.
aș solicita să mergem la slide-ul următor și aici vedeți în continuare nivelul despăgubirilor plătite la numărul de dosare RCA. Conform titlului, am încercat să dau doar o privire în spate pe 5 ani de zile, înapoi în viitor, și după cum vedeți, trimestrial sunt pe ecran aceste evoluții a despăgubirilor și numărul de dosare plătite. Pandemia a afectat într-o mică măsură numărul de dosare de daună, dar nu și nivelul despăgubirilor plătite, așa cum în mod fals și constant se afirmă în media de către o asociație care nu are competențe în zona de servicii financiare. Dacă ne uităm strict la RCA, în primele 9 luni ale anului 2020 au fost plătite despăgubiri în valoare de aproximativ 2,3 miliarde de lei conform ASF. Încă un motiv în plus pentru care discuțiile pe marginea cadrului legislativ în acest sector sunt importante. Iar dacă mergem la slide-ul următor, aveți pe ecran o comparație pe 5 ani a evoluției primei medii versus cea a daunei medii pe RCA. În această perioadă, dauna medie a crescut cu 26%. L-aș ruga pe colegii din studio să-mi lase 5 secunde pe ecran mai mult acest slide pentru a fi vizionat de cei care se uită la noi. Mulțumesc, aș trece la următorul slide. Și aici aș vrea să spun că în acest context este important de relevat faptul că în primele 9 luni ale anului 2020, industria de asigurări a reușit o scădere cu 2,74 puncte procentuale a ratei cheltuielilor de achiziție și administrare. Iar spun asta pentru că s-a făcut referire de, mai devreme de reprezentantul Consiliului Concurenței cât de important este să ne reducem aceste cheltuieli pentru că se reflectă mai devreme sau mai târziu în preț. Aceste cifre reflectă eforturile susținute ale asigurătorilor de a veni în beneficiu consumatorilor, îmbunătățire fluxuri, digitalizare, simplificarea proceselor de front office și nu numai. Puteți vedea pe slide că la trimestrul 3-2020, rata daunei a rămas relativ constantă față de finalul anului 2019, în ciuda pandemiei și a stării de urgență. Din păcate, în comparație cu trimestrul 3-2019, a crescut cu 4,34% până ajungând la 84,61%, iar rata combinată a atins încă o dată o valoare supraunitară de 113%, majorându-se cu 1,4 puncte procentuale față de aceeași perioadă din trimestrul 3-2019. Și vorbim de o perioadă în care pandemia a fost aici. Și acum aș vrea să închei și să văd dacă răspund la această întrebare, dacă nu, bineînțeles că sunt rămân disponibil pentru Q&A. Închei ultimul slide, care nu spune nimic pe ecran, dar vreau să transmitem mesajul. Deschiderea industriei noastre pentru a consolida cadrul legislativ în domeniu, iar noi, UNSAR, susține necesitatea amendării legislației RCA, astfel încât să fie eliminate prevederile care sunt contrare directivelor europene, așa cum a fost precizat mai devreme, și pentru care Comisia Europeană a inițiat o procedură de infringement, iar printre altele ne referim, bineînțeles, la limitarea de 25% a cheltuielilor de administrare și de vânzare a polițelor, în acest procent fiind incluse și taxele plătite de către companiile de asigurări, asigurat cu risc ridicat. Susținem introducerea în actuala lege a definiției conflictului de interese alături de definirea mandatarului, susținem urgentarea adoptării baremului traumatologic conform legislației în vigoare, susținem și introducerea evaluării de referință practicată de piețele de profil. Iar aici, bineînțeles că ne referim la unități reparatoare, rentă car, exact cum se întâmplă în cazul reparației celorlaltor bunuri, așa cum este în principiu reliefat în legea 132 din 2017, fără ca acest lucru să reprezinte o plafonare a despăgubirilor sau a tarifelor, ci un barometru. Conform studiilor independente realizate de către IRES, independente pentru UNSAR, 94% dintre români, dintre românii care conduc un autovehicul, consideră că ar fi benefică publicarea anuală a prețurilor de referință pentru piața reparațiilor auto. Între timp, rămâne un partener de dialog deschis pentru cei care vor să contribuie la dezvoltarea acestui sector, bineînțeles în beneficiu consumatorilor, fără ei nu am exista, și bineînțeles a celorlalte părți implicate. Nu știu dacă v-am răspuns direct sau indirect la întrebare, astfel încât sunt disponibil să văd sau să preiau alte întrebări de la dumneavoastră.
Da, vă mulțumim, domnule Marin. Cu această ocazie facem apel la cei care ne urmăresc pe Zoom sau pe YouTube să ne adreseze întrebări în sesiunea dedicată și noi sigur că le vom prelua în măsura în care ele vor veni și le vom adresa invitaților noștri. Domnule Marin, doar o întrebare înainte de a trece la următorul invitat. Înțeleg de la dumneavoastră că dacă avem dauna medie plus 26%, mă uitam pe slide, și o primă medie de plus 23%, presiunea asupra societăților de asigurări a crescut anul trecut, nu? Presiunea este constantă și nu este doar asupra industriei noastre. Trebuie să fim realiști. Consumatorii, spre satisfacția tuturor, au acces mult mai rapid la informații, la transparență. Și atunci, împreună, pandemia a făcut doar să accelereze aceste procese în care noi a trebuit să venim. Și da, cheltuielile operaționale sunt totdeauna sub o presiune deosebită la fiecare din industrii și implicit a industriei de asigurări. Nu voi vorbi din multe considerente despre tarife. Suntem o asociație și nu discutăm strategia de tarifare sau tarifarea în sine a vreunei companii. Dar ne uităm și comentăm ceea ce vedem ca și specialiști pe ecran și încercăm să ținem, bineînțeles, într-un echilibru cât mai corect, o despăgubire corectă, bineînțeles, trebuie să ne respectăm promisiunile și de ce nu să o facem la calitatea la care se așteaptă orice client în această țară. Da, vă mulțumim frumos. Deja avem o întrebare, am reținut-o de la colegul nostru jurnalist, domnul Șerban Bușcu, dar până să ajungem la această întrebare, pentru că este adresată chiar domnului vicepreședinte ASF, domnul Cristian Roșu, înainte însă de a răspunde la această întrebare foarte precisă, v-aș ruga, domnule Roșu, să faceți prezentarea dumneavoastră din panel. Eu am reținut din ce spuneați mai devreme că anul trecut s-au plătit daune de 1 miliard de euro, da? Sper că am reținut, da, corect. Da, cam 5,8 miliarde de lei. Deci eu am spus peste 1 miliard de euro, deci putem discuta la cursul de astăzi undeva la cât? 1 miliard 200 de milioane de euro. E în regulă. Și am mai reținut cifrele și imediat vă invit să faceți prezentarea, că totuși variațiile de tarife nu au fost foarte mari. Ați spus 1,5% creșteri pe persoane fizice. Cam 1,43% creștere de tarif mediu ponderat pe persoane fizice și 2,48% dacă nu mă înșeală memoria acolo, acum, pentru persoane juridice. Bun. Vă rog ele să... fiind diferențiate pe categorii, pe tonaje pentru persoane juridice, pe cilindre pentru persoane fizice, deci variațiile sunt unele mai mici, unele în sens negativ, altele în sens pozitiv, dar media ponderată per persoane fizice și juridice, aceasta este. Se Bun. Constată o creștere de tarif pe, de exemplu, vă dau un exemplu, pe cilindrea de peste 2500 de centimetri cubi în cazul persoanelor fizice. Deci variațiile sunt importante. Da, da, da. Vă rog, dacă vă invit să prezentați, expunerea dumneavoastră în acest panel și apoi, sigur, dacă sunt întrebări și dezbateri. Eu aș vrea să mă refer în câteva vorbe la modificările legislative, că acesta este subiectul panelului. Și în afară de faptul că noi am fost promotorii, dacă se poate spune așa, a ordonanței pe care guvernul o promovează și încercăm să o facem viabilă, ordonanței de urgență care impune decontarea directă obligatorie. S-a pornit inițial de la întrebarea de ce este obligatorie, unde mai este obligatorie. Sunt câteva state europene, în special Italia, în care decontarea directă este obligatorie. La noi era facultativă până în acest moment, sau încă este facultativă, pentru că ordonanța de urgență încă nu își produce efecte. Și am considerat-o oportună pentru momentul în care suntem ca piața a RCA-ului, constatând destul de multe dezechilibre. Dezechilibre care au fost generate de foarte mulți factori, nu intrăm în detaliile acestor elemente care au creat dezechilibre. Noi am constatat că s-au produs aceste dezechilibre și încercăm în această modalitate să le reechilibrăm.
Pot să spun doar că, de exemplu, piața franceză are cam 80% de contare directă, deși la ei este facultativă. Deci iată o cultură care provine dintr-o activitate îndelungată, o educație atât a celor care vând produse de asigurare, pentru că fac o promovare corectă a acestui tip de contare, cât și o cultură financiară a consumatorilor de produse financiare. De asemenea, în această decontare directă am încercat să introducem elemente care să nu perturbe, să rezolve o problemă nerezolvând alta sau creând un echilibru, să nu facă un dezechilibru în altă parte. Și anume, era riscul ca valoarea regreselor să crească. Și din acest motiv am introdus acele 10 zile de decontare, după care instrumentul să devină titlul executoriu, astfel încât să existe obligativitatea achitărilor sumelor datorate și, cum spuneam, să nu existe crearea unui echilibru prin producerea unui dezechilibru. În tot contextul acesta al analizării și al analizării, de fapt, a opiniilor care au venit din piață în perioada de dezbatere publică, am avut împreună cu Consiliul Concurenței câteva întâlniri în care am discutat, de data aceasta, vă spun foarte sincer, au fost discuții pro și contra, în care, la modul în care am dezbătut anumite idei, care sunt mai bune ca, într-adevăr, funcționalitatea să fie cât mai aproape de corect, încât rezultatul pe care ni-l dorim să fie cel normal. Și am apreciat propunerile care au venit din partea domnilor lor, având în spate o expertiză foarte bogată în ceea ce înseamnă concurența mai mult sau mai puțin corectă care se practică în mediul economic. Și am apreciat aceste lucruri și am fost de acord cu multe din opiniile domnilor lor. Vreau să fac doar o singură remarcă vis-a-vis de acel termen de tarif de referință. Nimeni nu stabilește tariful de referință. Tariful de referință se calculează. Deci tariful de referință este un rezultat al unor calcule. Calcule care au la bază datele reale din piață. Și pentru ca aceste date să fie corect colectate, se va împuternici rarul să facă aceste colectări de date din piață, ei având obligativitatea supravegherii dintr-un anumit punct de vedere al tot ce înseamnă altceva decât zona asigurărilor, și aici ne referim în special la unitățile reparatoare, din toate zonele țării, ei vor avea obligația publicării unei liste cu serviciurile autorizate de către RAR și această informație va fi obligatoriu preluată atât de către BAR cât și de societățile de asigurare și își vor pune pe site-urile proprii aceste informații colectate și publicate de către RAR. De asemenea, RAR-ul va colecta aceste informații vis-a-vis de prețurile care se practică în zona lor, în arealul lor de competență și de expertiză. Vor fi furnizate unei societăți cu expertiză în zona financiară, cam de tipul Big Four-ului care face pentru noi tarifele de referință. Toate aceste elemente organizatorice, dacă vreți, și procedurale se vor reglementa prin acel consiliu de care sau acel grup de lucru de care vorbea Consiliul Concurenței și l-am construit astfel încât să îi creăm o imparțialitate cât se poate de mare și o autonomie, astfel încât să nu poată fi acuzat că este partinic. Din acel grup de lucru vor face parte reprezentanții ai societății civile, ai transportatorilor. Când zic societatea civilă, mă refer la atât la societățile de consumatori, protecția consumatorului, Consiliul Concurenței, ASF, BAR și mediul academic, care să certifice instrumentele
pe care le va avea la dispoziție această societate, care va fi nominalizată pentru calcularea acestor tarife de referință. Odată calculate tarifele de referință, ele se vor publica și vor fi calculate anual. Este mult mai greu decât în zona noastră a SF-ului, noi având 20 și ceva de societăți de asigurare, dar cele care fac RCA sunt decât 9, ne este mult mai simplu să le colectăm toate datele și să putem să facem calcule de două ori pe an. În cealaltă zonă este mult mai complicat, mai greu și mai anevoios, de aceea am considerat că o dată pe an este suficient. Aceste tarife de referință trebuie să se înțeleagă bine că nu sunt tarife care se vor impune nimănui. Cum tariful de referință a RCA-ului nu se impune niciunei societăți de asigurare, așa cum cursul valutar nu se impune niciunei bănci în decontări, acest tarif de referință va avea exact denumirea lui de referință, ca să poată să constituie un benchmark la care oricine să se poată raporta și să poată să vadă în ce măsură deconturile pe care ei le fac păstrează o normalitate sau sunt exagerate sau nu vis-a-vis de acest benchmark care se creează. Prin această modalitate vrem să încercăm să conștientizăm pe toată lumea vis-a-vis de onestitatea cu care ar trebui să lucrăm și să operăm în această piață. În afară de acest lucru, am fost de acord și cu introducerea posibilității construirii unei case de clearing care va fi pusă tot în sarcina barului, iată că barul de data aceasta va căpăta valențe suplimentare și sper să nu fie foarte supărat că le dăm foarte mult de muncă. Dar această casă de clearing va trebui să o construim când piața va fi echilibrată, când vom avea foarte puține discrepanțe sau discrepanțele vor fi suficient de sustenabile, astfel încât o casă de clearing să fie funcțională corect. Și pentru a construi această casă de clearing vor trebui acumulate fonduri în timp. Vă dau doar un singur exemplu. Pentru ca fondul de garantare a asiguraților să poată să susțină cele două falimente care au bulversat într-o oarecare măsură piața asigurărilor auto în anii 2015-2016, el a fost construit prin anii 1995. Și din 1995, bun, că în 2015, conform legii 213, el a devenit o structură independentă, separată de celelalte structuri, este doar o nuanță de tip organizatoric. Dar el, ca fond de acumulare, a început acumularea cam în 1995 și de-a lungul anilor s-au acumulat sume, astfel încât la momentul în care au început plățile din fondul de garantare, fondul avea peste 1 miliard de lei acumulați. Deci, bun, nu vom fi în aceeași situație a fondului, dar am dat doar un exemplu pentru a se vedea că o casă de clearing cu un fond care ar trebui să fie consistent astfel încât deconturile să fie corecte și la timp făcute, necesită o perioadă de timp de constituire. Noi, din analizele pe care le facem, apreciem că un interval de 2-3 ani ar fi un interval minimal în care să se strângă o sumă suficientă astfel încât să poată să înceapă să funcționeze această casă de clearing. Ok, pe măsura parcursului timpului vom vedea dacă sunt necesare anumite corecții sau anumite nivele la care să ne oprim cu aceste. Deci nu aș vrea să intru acum în detaliile construirii acestei case de clearing. Important este că ea va fi ca opțiune pe care să o avem la îndemână astfel încât în momentul în care va fi oportun să putem să o construim. Și pentru că e bine să o introducem de acum în lege, că altfel orice modificare va necesita un timp îndelungat și vom avea iarăși și alte probleme. Ați estimat casa de clearing undeva la 2-3 ani, am înțeles argumentele, scuzați-mă. Estimați și vis-a-vis de acest tarif recomandat, tariful de referință, o perioadă în care el s-ar putea face public, pentru că înțeleg că ați gândit un grup de lucru. Nu știu, nu s-a creat încă efectiv, nu, acest grup de lucru? Nu, nu s-a creat gândit, pentru că nici ordonanța încă nu este în vigoare, deci nu putem construi a priori
De acord. Dar să presupunem în condițiile în care ordonanța ar putea să intre în vigoare într-o perioadă următoare și relativ apropiată de momentul discuției de astăzi, am putea să încercăm ca până la sfârșitul anului să putem să avem un astfel de tarif de referință. Dacă nu, cu certitudine începutul anului viitor pentru toate tarifele existente în vigoare și practicate pe parcursul anului 2020. Mulțumesc. V-aș ruga să răspundem și la întrebarea domnului Șerban Bușcu. V-ați referit într-o primă intervenție, mă rog, termenul poate un pic mai tare, dar detractori care vorbesc despre creșterea tarifelor. Domnul Bușcu, întreabă... cred că îi știe foarte bine. Cred că așteaptă lămuriri cu nume și prenume din partea mea. Sunt cunoscuți, sunt vizuali. Iar tema discuției este legată de modificări legislative care interesează pe foarte multă lume. Sergiu Costache dorește... O întrebare pentru domnul Adrian Marin, cred că tot de la Șerban Bușcu. Domnul Marin a spus că sunt 9,2 milioane vehicule înmatriculate, numărul de contracte RCA nu a sărit niciodată de 6,5 milioane, rezultă o diferență de 30% peste impunerea UE în acest domeniu. Li se pare îngrijorător cum poate fi îmbunătățit procentul mașinilor asigurate? Întrebarea pentru Adrian Marin, președinte UNSAR. Bună, Sergiu, mulțumesc. Eu nu am acces la chat de unde privesc de aici. Da, este o diferență. Este o diferență, trebuie să ne gândim că există mașinile acelea vechi care nu au fost radiate și care le găsim în fața blocului, pe străzile învecinate de lângă noi și care fac obiectul RCA-ului, chiar dacă nu au fost încă radiate. Cred că mai sunt și, nu știu, procentele, nu există o statistică în acest sens. Bineînțeles că există și acea amânare, există probabil persoane care se folosesc foarte puțin și ocazional de mașină și nu știu dacă consideră utilă acest RCA, chit că este obligație legală. Știu sigur că încă de la preluarea mandatului domnului Roșu, mă refer aici la domnul vicepreședinte de la ASF, chiar a propus o colaborare cu Poliția Română pentru a vedea direct prin sistemele și prin IT pe circulația mașinilor că sunt sau nu, nu pentru a plasa asta către domnul Roșu, ci pentru a spune ce știu de atunci, dar lucrurile nu sunt deloc ușoare în a construi acest lucru, din câte știu eu din evoluție. Asta este ce pot să afirm, nu am alte date, este pur și simplu ce știu. Mulțumim. Te rog, Sergiu, sau domnul vicepreședinte. Dacă îmi permiteți să intervin puțin. Discutăm de 6,4 milioane de contracte. Vă rog să țineți mai aproape microfonul. Da, mulțumim. E bine acum? Acum e pe bine. Deci discutăm de 6,4 milioane de contracte versus, să zicem, 9 milioane de mașini matriculate. Depinde la ce moment al anului facem poza. Poza pe care a prezentat-o domnul Marin este la trimestrul 3. Putem să avem o altă poză la trimestru 4, putem să avem o altă poză la trimestru 2. Vreau să spun că sunt anumite perioade în care dacă facem poza ieșim mult mai bine. Și anume, există perioada de vară în care foarte multă lume circulă, concedii și așa mai departe, iar cei care își fac polițe de asigurare, cum spunea domnul Marin, corect, că unii fac 3 luni și consideră că nu mai folosesc mașina în celelalte 3 luni și nu-și mai fac polițe RCA, vara foarte mulți își fac polițele RCA pentru că se duc în concedii și au nevoie de mașină. De asemenea, sunt foarte multe remorci care sunt înmatriculate și ele iarăși sunt sezoniere în funcție de nevoile de transport de marfă. Deci de aceea vă spun că acest procent este în permanență variabil în funcție de momentul la care facem poza. Dar, indiferent de momentul la care facem poza, există un procent, eu cred că undeva în jur de 20-25% de mașini aproape permanent nenmatriculate. Creșterea gradului de cuprindere a fost o opinia mea la începutul anului 2019, pe care am continuat-o și nu am lăsat-o doar la nivel declarativ.
Din discuțiile care le-am avut cu poliția rutieră, în cadrul cărora am găsit foarte multă deschidere și chiar erau dispuși să putem merge mai departe, și mai vreau să remarc faptul că nu se poate face fără CNAIR, sau cum se numește astăzi, Compania Națională de Autostrăzi. Toți cei trei actori suntem de acord și putem să facem acest lucru, numai că este nevoie de o modificare de cadrul legislativ vis-a-vis de impunerea acestor imagini care trebuie foarte mult coroborate și cu protecția datelor cu caracter personal. Aici este mai multă discuție, probabil că vom încerca în perioada care urmează a anului acesta să vedem cum am putea legislativ să modificăm. Aici poate și ne aude domnul deputat Fircea, că apropo de cadrul legislativ, poate ar putea să colaboreze pe această zonă de schimbare, nu? A cadrului legislativ. Vă rog, domnule deputat, dacă doriți să... Da, până am pornit microfonul. Da, am notat foarte multe informații pe care le-am auzit aici, unele la prima mână, altele reluate. Așa cum spuneam la începutul conferinței, în prima intervenție pe care am avut-o, suntem într-o oarecare fază de așteptare. Așteptăm și noi la Parlament să vedem cum va ieși, în ce formă va ieși ordonanța de urgență a Guvernului cu cele două mari modificări pe care le-am dezbătut și astăzi, de contarea directă obligatorie și tariful de referință. Am văzut că domnul Marin a mai subliniat încă două aspecte importante care trebuie corectate în legea RCA, cea a conflictului de interese și a mandatarului. Vedem dacă și ele vor fi prinse în ordonanță sau vor fi prinse în proiectul legislativ aflat la noi la Parlament. Dar pe lângă acestea aș vrea să mai vă prezint încă cel puțin două aspecte importante care cred eu că ar ajuta și ar aduce un efect rapid în piață, în cazul în care ele vor face obiectul fie a legii din Parlament, proiectul de lege din Parlament, fie al ordonanței de urgență. Și aici vorbim de vorbesc de centralizarea și digitalizarea procesului de sesizare a daunelor, bineînțeles tot sub umbrela VAR, ca să aibă mai mult de lucru organizatorii noștri de astăzi. Și cred că efectele vor fi imediate ale acestei digitalizări și centralizări a procesului de sesizare a daunelor și, de ce nu, cuprinderea obligatorie în AIDA și a daunelor de pe casco. Sunt chestiuni care se pot rezolva foarte simplu, foarte repede și zic eu că efectele în piață vor fi imediate și, zic eu, pozitive pentru ceea ce înseamnă piață RCA. Spre deosebire de o altă modificare pe care am susținut-o și eu și domnul Roșu, domnul vicepreședinte ASF, cea cu folosirea unui sistem similar al amenzilor pentru rovinietă, să folosim acel sistem și pentru amendarea celor care circulă fără RCA. Este greu de implementat acest mod de lucru. Ați discutat pe această temă și confirm și eu că este greu de implementat, dar acestea despre care v-am vorbit pot fi ușor prinse fie în proiectul nostru legislativ, fie să vedem cum va ieși, în ce formă va ieși ordonanța de urgență cu cele două mari teme larg dezbătute, tariful de referință și decontarea directă obligatorie. Mulțumim, domnule deputat. Domnul vicepreședinte mai are câteva lucruri. Aș vrea să completez ce spunea domnul deputat. Aici nu este și să completez și să-l și contrazic un pic fără a intra în discordanță cu cele spuse de domnia sa. Nu este nevoie de o modificare legislativă de legislație primară pentru ce spunea domnia sa. Eu, împreună cu conducerea barului, care cu dânsii am un dialog extrem de deschis și de fluid de foarte mult timp, am deja pus bazele conceptuale ale acestei construcții, dacă doriți, informatice vis-a-vis de dosarele de daună, de avizarea dosarelor de daună, de înregistrarea în cadrul barului, și este un complex, un sistem mai amplu în care gândim chiar un fel de call center, un fel de, dacă vreți, un fel de 112
prin care orice păgubit să poată să apeleze și să-i se facă avizarea dosarului de daună prin intermediul barului către asiguratorul pe care îl nominalizează și cu această ocazie aș putea să transmit și un semnal prin care nu vor fi foarte fericiți asigurătorii. Vom merge cu sistemul până la momentul în care vom putea controla chiar rezerva de daună avizată în cadrul fiecărui asigurător pe baza dosarelor de daună care se deschid. Acesta este un sistem, eu l-am spus în două vorbe, el este destul de amplu, se va face pe etape, pe pași de implementare. Sper ca într-o perioadă de 2 ani de zile să ajungem la o finalizare. Important este ca măcar primii pași să putem să-i construim. Barul are toată deschiderea, are și posibilitatea tehnologică să facă acest sistem, apoi mai urmează de când interconectarea bazelor de date și nu cred că este nevoie decât de eventuală modificare legislativă de data asta, dar secundară din partea ASF-ului, care este mult mai simplă și mai rapidă decât o legislație primară. Mulțumesc. Da, mulțumim. Continuă să vină întrebări, ceea ce ne bucură. Sergiu, te rog, dacă ai câteva întrebări. Da, o să le iau puțin la rând. Unele au nevoie de răspuns. Vreau să informez și pe cei care sunt în Zoom alături de noi. Apropo de detractorii lui Șerban Bușcu, cei care vorbesc despre o creștere a prețurilor, răspunsul este foarte simplu. Sunt structuri și entități care își doresc, din punct de vedere uman, să cumpere cât mai multe servicii la un preț cât mai mic. E o chestie general umană și se va întâmpla întotdeauna. Care sunt argumentele fiecăruia? Asta este o altă discuție. Argumentele cifrice pe care le-a prezentat Adrian Marin sunt destul de simple. Polița de asigurare, polița medie RCA, a scăzut de la 806 lei la 616. Deci, despre ce fel de creștere vorbim? Cristian Manolache pentru Mădălin Roșu. În contextul introducerii obligativității de contării directe, cum vedeți evoluția fraudelor? Considerați că va fi un trend crescător sau descrescător sau vor avea o creștere? Răspunsul avem în partea a treia, care este dedicată fraudelor în asigurări. Costel Popescu. Ceea ce nu înțeleg e următorul aspect. Se discută despre legislația RCA, dar sunt invitați doar asigurătorii. Din câte am înțeles, invitația este pentru toate grupurile care sunt interesate. Dacă greșesc, să mă corecteze domnul vicepreședinte Roșu. De asemenea, când trimiteți întrebări, precizați pentru care domn Roșu doriți răspunsul. Cristian Roșu, ASF, sau Mădălin Roșu, Birou Asigurătorilor Auto. Sever Artemon, referitor la prețurile de referință, serviciurile auto ar trebui să fie consultați și experții tehnici și judiciari auto. Am încredere că acest lucru se va întâmpla. Dacă nu se va întâmpla, îl rog pe domnul Cristian Roșu să ne spună care este situația. Costel Popescu, ce măsuri ați luat în privința celor două societăți de asigurare, City și Euroins? Păi a cam plouat cu amenzi, dar ne întoarcem la domnul Cristian Roșu, poate mai sunt și alte măsuri și le anunțăm în premieră. Cele vehiculele alea, 6 milioane, 9 milioane, s-a răspuns. Cum poate fi îmbunătățit procentul mașinilor asigurate? Asta este în partea a doua. Doamna Mirela R. pentru Cristian Roșu. Ne puteți spune stadiul legislativ al proiectului privind decontarea directă? Cred că s-a atins subiectul ăsta. Și dacă include și digitalizarea anumitor secțiuni care preced decontarea directă. Eu personal nu știu care sunt secțiunile alea care preced decontarea directă, dar probabil că cei implicați știu. Aceeași întrebare e și pentru Mădălin Roșu. Bogdan Ezer, pentru către toți. Domnule Roșu, e tot pentru domnul Roșu. Domnul Roșu, se pare că sunteți ploaia de întrebări către dumneavoastră. E normal că... Dacă tarifele de referință nu vor fi obligatorii, ci orientative de recomandare, ce se va întâmpla atunci când asigurătorul RCA instrumentează dosarul de daună și emite oferta în baza unor atare tarife, însă păgubitul nu o acceptă, iar litigiul ajunge să fie soluționat pe cale judecătorească? Ar putea asigurătorul să se apere eficient invocând tarifele de referință, care însă nu sunt obligatorii? Și lista întrebărilor continuă, dar cred că pentru moment este suficient ce am auzit. Dacă domnul Adrian Marin dorește să facă completări, domnul Mădălin Roșu, Cristian Roșu,
și îl mai avem eu și pe... Eu nu mai pot să fac nicio completare, imediat. Eu vreau doar să vă mulțumesc pentru invitație, pentru că trebuie să ies și vreau să îl asigur pe, și pe domnul Roșu că o care mare din ei? Parte... Care da, din ei? Pe domnul Roșu, vicepreședinte, cât și pe Mădălin, că o mare parte din asigurători vor fi foarte fericiți ca și rezervele să fie. Suntem auditați de Big Four, nu avem nicio problemă, deci încurajăm și ca entitate, atât etic cât și tot, ca toate să fie cât se poate transparent și bine controlate. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Din păcate am ceva cu holding-ul care a fost pus înainte de această conferință și trebuie să ies. Dar mulțumim. Da, da. Nicio problemă. Mulțumim, domnule Marin. Bun, dacă domnul Cristian Roșu mai dorește să facă precizări vis-a-vis de toate aceste întrebări... Eu cred că o parte din întrebări am răspuns la ele. Da. Legat de ultima întrebare care am reținut-o cu tariful de referință cu judecătorul, nu pot eu să mă pronunț ce ar putea să gândească un judecător în analiza și în oportunitatea pe care o va avea în momentul în care va emite o... Eu mai am o întrebare simplă către dumneavoastră. Spuneați mai devreme că va fi nevoie și de o discuție și de concursul RAR al Registrului Auto Român vis-a-vis de acest tarif. Da. Ați avut vreo discuție cu dânsii pentru ca să avem și deschiderea lor pentru o inițiativă de genul acesta? Discuțiile cu RAR-ul au fost chiar... mai multe și pe parcursul anului trecut, în perioada de dezbatere a modificării normei 20 privind RCA-ul. Și de atunci dânsii și-au arătat disponibilitatea pentru multe operațiuni, ne-au și atras atenția asupra unor elemente pe care nu pot să și le asume că nu ar putea să le realizeze. Au fost multe discuții vis-a-vis de platformele de evaluare a daunalității. Bun, deci la un fost... moment dat se cereau certificări din partea și s-a ajuns la concluzia că aceste certificări nu pot avea loc, deci au fost. Vă mulțumesc. Mai avem în program 15 minute din această sesiune și aș vrea să mergem mai departe. O să rog, conform programului, pe domnul Călin Matei, membru în Consiliul Director BAR, să ne facă o expunere, plecând poate și de la întrebarea dacă e nevoie și de alte modificări legislative pe care domnia sa le vede vis-a-vis de legislația nu privind asigurările auto, evident. Vă rog, domnule Matei. Bună ziua tuturor. În primul rând, salut pe toți colegii mei. Modificări legislative, eu sunt mult mai în favoarea unei reglementări mai ușoare, mai puțină reglementare, și cred că piața, și asta este frumusețea unei piețe libere, este că se reglează singură. Și cred că inclusiv în piața asigurărilor din România avem multe exemple în acest sens. Piața de casco este un exemplu foarte bun, piața de locuințe este un exemplu foarte bun, piața de asigurări de proprietăți este un exemplu foarte bun. Asta nu înseamnă că nu trebuie să avem grijă și să reglementăm anumite piețe. Asta ca și comentariu general. În ceea ce privește schimbările legislative propuse la ora actuală, cred că discutăm de foarte mult timp despre ele și despre subiectul infringementului. Sunt ani de zile de când se discută și sper să se întâmple cât mai repede posibil, pentru că este o întoarcere la normalitate. Iar în ceea ce privește decontarea directă și reglementarea privitor la decontarea directă, este salutar faptul că se introduce conceptul de prețuri de referință, nu doar la nivelul asigurărilor, dar și la nivelul servisării și părții de reparație. Și în ceea ce privește impactul pe care îl va avea în piață, asta va rămâne de văzut cu certitudine, însă nu se va întâmpla peste noapte. Adică nu va fi o schimbare la 180 de grade din prima zi a introducerii acestei obligativități. Cu siguranță vom avea efecte pozitive,
însă vor dura 9 luni, 12 luni, vor trebui să treacă pentru a, într-adevăr, a începe să adunăm și ceva beneficii din această schimbare. Și aici, când mă refer la beneficii, mă refer și prin prisma clientului. Pentru că vor trebui să fie reînnoite contractele de asigurări, vor trebui să opteze clienții pentru noi parteneri care își doresc să continue lucru în condițiile noi. Deci nu cred că va fi un panaceu universal imediat din perspectiva asta, însă mă aștept să existe efecte pozitive la nivelul pieței de RCA. Ca atare, speranța mea din ambele posturi este că se va întâmpla cât mai repede. În ceea ce privește munca care este dată către bar, din poziția mea în bar spun, este binevenită și o primim cu brațele deschise și alături de Mădălin, de domnul Sorin Greceanu și ceilalți colegi ai mei din Consiliul Director, cred că și echipa bar și noi avem capabilitatea de a pune în practică tot ceea ce ni se solicită ca și ajutor. Și, cum spunea și domnul Roșu mai devreme, câteodată venim și în întâmpinarea acestor solicitări de ajutor. Și cred că digitalizarea este un lucru extrem de important de a continua să facem, să muncim în această direcție, și sunt convins că Mădălin va prezenta niște lucruri foarte interesante pe care le dezvoltăm în bar la ora actuală. Cam astea ar fi comentariile mele generale și nu, n-aș vrea să mă refer la prețuri și evoluție de prețuri și așa mai departe, însă aș vrea să comentez foarte scurt despre discuția de mai devreme privitor la numărul de mașini înmatriculate în România sau autovehicule și vehicule înmatriculate în România și numărul de polițe de asigurare. Barul, una dintre funcțiunile lui importante este Fondul de Protecție a Victimelor Străzii și acest fond lucrează pentru a despăgubi victimele unui accident cu neasigurați. Vedem o creștere a despăgubirilor în această zonă de la an la an, însă cu certitudine nu vedem această discrepanță pe care am văzut-o mai devreme, adică de 30% între numărul de vehicule și numărul de vehicule asigurate. Adică daunele pe care noi le plătim an de an, rezervele pe care ni le creăm an de an, nu poate să justifice o astfel de diferență foarte mare. Ca atare, cred și cu siguranță pe subiectul ăsta domnul Sorin Greceanu poate să vă dea mult mai multe detalii și amănunte. Cred că unul dintre lucrurile importante este ceea ce a spus unul dintre antevorbitorii mei. Sunt foarte multe mașini care sunt nefolosite, stau parcate, sunt în parcurile rece ale unor companii, sunt nefolosite sau distruse și încă neradiate. Deci cred că a trăit și în această zonă făcut un pic curățenie ca să putem să avem o imagine mai clară. Cine ar trebui să facă această curățenie? Scuzați-mă, domnule Matei, ca să... În opinia dumneavoastră. Aici cred că e o curățenie mai multe instituții. Și mi-e greu să dau eu sfaturi cine ar trebui să facă această curățenie, însă cred că toți ne lovim de faptul că nu găsim locuri de parcare în București sau în orașele mari, pentru că o mașină fără roți, fără capotă sau fără motor stă parcată de ani de zile. Adică, de acord. Cred că sunt multe lucruri la mijloc din punctul ăsta de vedere. Dar trebuie făcut din când în când și câte o curățenie de genul ăsta. Cam asta am avut.
Mulțumesc, mi-a plăcut pasa pe care ați dat-o către domnul Mădălin Roșu, pasa așa în termen de televiziune, ne-a spus că o să ne spună niște lucruri interesante, dar imediat, domnul Roșu, stați un pic, nu știu, Sergiu Costache mai are câteva lucruri, domnul Cristian Roșu are câte ceva de adăugat. Haideți să-l rugăm pe domnul vicepreședinte și apoi Sergiu. Nu, vreau să fiu foarte scurt pentru acest grad de cuprindere de care se tot vorbește, să vedem că mașinile care sunt, care nu sunt și așa mai departe, acest lucru s-ar putea să se rezolve în următorii 2 ani de zile. Există la Bruxelles în momentul acesta în fază foarte avansată directiva MTPL care probabil că va putea să fie votată de Parlamentul European, în care, printre alte prevederi ale ei, tot ce este mașină înmatriculată trebuie să dețină RCA. Și atunci, probabil că nu vom mai discuta nici de polițe de o lună, de două, de trei, de mai avem o lună, mai facem pauză cu două și așa mai departe. Deci cât mașina este înmatriculată, trebuie să fie asigurată RCA. Și cred că în acel moment o să vedem chiar și mașinile cu fără roți sau fără capotă, fie au RCA, fie nu vor mai avea deloc. Nu vor mai exista. Interesant. Deloc. Iată, Bruxelles ne obligă la un tip de curățenie, să spunem, de care vorbea domnul Matei. Te rog, Sergiu. Simt că lucrurile se duc într-o direcție. Direcția nu este ce facem cu mașinile neasigurate. Ălea stau pe dreapta sau le oprește poliția și îi amendează. Ideea este ce face cu mașinile asigurate. În ideea asta avem o întrebare legată de fondul de garantare. Dacă în condițiile absenței prețurilor practicate, absenței de atragere a capitalului, a pericolului, a dificultăților iminente pentru unele companii, a introducerii de contării directe și mai departe, dacă fondul de garantare este suficient. Întrebare pentru domnul Cristian Roșu. N-aș putea să vă răspund la întrebare, pentru că întrebarea nu conține, cum să zic, miezul subiectului. Deocamdată în piața de asigurări nu se prevede niciun faliment. La momentul acesta, din câte știu, fondul de garantare are peste 650 de milioane sold. De lei sau de euro? De milioane de lei. De lei. De milioane de lei. De, apoi, de lei, în lucru, ei au în momentul de față un număr foarte mic de cereri de plată din scurgerea falimentelor care le-au avut în administrare. Nu sunt probleme pe presiunea asupra fondului de garantare. Analizele noastre nu arată că în perioada anului 2021 sau poate chiar 2022 ar putea să se întâmple ca presiunea să crească. Deci deocamdată la acest moment nu sunt astfel de elemente care să ne îngrijoreze. Dar le avem în calcul și în analiză, nu putem să spunem că nu. Te rog, Sergiu, dacă mai sunt. O întrebare pentru Călin Matei. În condițiile în care legislația va fi ameliorată prin măsurile discutate aici, grupa mai ia în calcul să devină mai activă pe piața RCA? Bun, acum o să răspund un picuț cu... Acum sunteți managerul. Grupa este activă pe piața RCA. Avem... Ne comportăm ca un jucător normal în toate piețele care activăm. Apetitul la risc este într-adevăr unul relativ scăzut din punctul ăsta de vedere. Considerăm că modul în care ne construim politicile pe RCA este unul sănătos. Perfect. Mulțumim pentru răspuns. Mergem mai departe. Am reținut așa, Barva ar putea și ar trebui să facă pentru piață societate de decontare și centralizare și digitalizare a proceselor de sesizare a daunelor. Domnul Mădălin Roșu, președintele BAR, aveți cuvântul. Cei cu atâtea sarcini pe capul dumneavoastră? Mulțumesc. Mi-am notat întâi câteva întrebări la care cred că ar trebui să răspundem puțin mai direct. 1. Gradul de cuprindere. Pe baza calculelor făcute în special de domnul Greceanu și echipa dânsului, noi suntem undeva la 95%, ne apropiem de 95% în piață, da? Dacă cineva este curios despre metodologie, cum s-a calculat acest procent, putem să punem la dispoziție în special presei. Am mai văzut o întrebare acolo vis-a-vis de transmiterea informărilor pentru reînnoiri, dacă nu mă înșel, chiar domnul Bazon pusese întrebarea asta. O să-l invit să fie foarte atent pentru următoarele
paneluri și următoarele prezentări în cadrul conferinței de astăzi, pentru că unul din răspunsuri va veni în zona de digitalizare. După cum bine știți, am lucrat foarte mult și se lucrează foarte intens pe zona de aplicație AIDA. O să vedeți acolo, există un subiect pe care noi ca bar l-am preluat fără a avea o reglementare directă în sensul ăsta, certificatul de daunalitate, pe care l-am implementat cu succes. Acum mergem pe certificat de daunalitate digital și o să vedeți puțin mai târziu ce înseamnă asta. Și tot acolo clienții sau consumatorii asigurați cu poliția RCA vor putea să facă mai multe lucruri. Dar nu intru în detalii acum. Vis-a-vis de, nu mai știu, era o întrebare, de ce sunt asigurătorii invitați la această conferință? Da, doar asigurători. Doar asigurători. Da, doar, da. Bun, ideea e așa, pe lângă, hai să spunem, legea, o lege în domeniul asigurărilor se adresează în primul rând asigurătorului. Este un instrument pe care o companie de asigurări trebuie să-l folosească atunci când face câteva lucruri. Și o să readuc aminte tuturor, în special celor din afara business-ului de asigurări, că o companie de asigurări are niște, hai să spunem, obiective și obligații simple și foarte clare. 1. Este evaluarea riscului, apoi este calculul primei de asigurare, sigur, încasarea primei de asigurare, evaluarea unei daune, și aici vorbim de prejudiciu pe care acel client sau, mă rog, asigurat l-a suferit, și evaluarea finală, respectiv plata despăgubirii. În tot acest mecanism, toate obligațiile sunt ale asigurătorului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că asigurătorul trebuie să aibă niște instrumente care sunt, sigur, date prin norme ale autorității, prin legi speciale. S-a vorbit mai devreme de tarif de referință și cineva spunea, dacă nu mă înșel pe una din întrebări, că este o chestiune împotriva cuiva sau că plafonează nu știu ce preț. Nu. Este un instrument oferit asigurătorului astfel încât calculul sau evaluarea unei despăgubiri să fie cât mai facilă și transparentă în relație cu persoana păgubită, persoana asigurată, mai ales acum că vorbim și de contare directă. Deci revin, toate instrumentele astea sunt puse în mâna asigurătorului, astfel încât la un moment dat, dacă autoritatea vine și vine destul de des prin controle, să te ia un pic de urechi sau să te ia un pic de mânecă, să spune, ia să vedem, ai făcut cum trebuie, ai făcut ca la carte. Nu intervine nimeni într-o zonă de, cum îi spune, de prețuri ale unor prestatori de servicii, indiferent că se numesc serviciuri, că se numesc transportatori, că se numesc eu știu ce altă, nu are nicio legătură una cu alta. Deși cineva încearcă, am văzut că se folosește cuvântul de tractor, cineva încearcă să ducă discuția acolo. Este total greșit. Orice cetățean în momentul de față, așa cum spune și legislația, are dreptul să se ducă oriunde să-și repare mașina. Dar revin la un lucru extrem de important. Reparația mașinii nu înseamnă că este egal cu valoarea unui prejudiciu suferit. Adică eu dacă vreau mâine să repar mașina și pe, în loc de aripă să-mi pun o aripă de argint, este problema mea. Dar dauna efectivă nu înseamnă că eu am suferit pierderea argintului, că nu aveam argint înainte pe mașină. Sau, mă rog, contravaloarea unui, eu știu, 5 kg de argint sau ce mai fi pe acolo. Deci aici trebuie să ajungem la o normalizare, dacă vreți, sau la o normalitate, astfel încât toată lumea să înțeleagă că vorbim de niște, nu știu, să încercăm ca piața asta să devină matură și să avem, haideți să-i spunem, simțul realității. Pentru că în momentul în care apar dezechilibre, dezechilibrele, din păcate, le vom suferi cu toții. Și când spunem chestia asta, înseamnă că trebuie să ne protejăm pentru viitor, da, în ideea transparentizării. S-a vorbit mai devreme ce se mai poate face. Sunt foarte multe lucruri și, într-adevăr, cum spunea și domnul Cristian Roșu mai devreme, dialogul este unul constructiv cu autoritatea de supraveghere. Din câte știu, chiar în norma ASF pentru RCA există o prevedere pentru constatul amiabil electronic, adică cineva întreba care sunt alte măsuri pre-decontare directă. Sigur, nu are legătură cu decontarea directă efectivă, dar zona asta de digitalizare ne arată că mai trebuie niște mecanisme. Niște mecanisme de simplificare. Vedem tânăra generație că este dependentă de tehnologie, de sisteme, de aplicații, de tablete și telefoane. Și la un moment dat vom merge pe stradă, ne vom lovi și ne vom da seama că nu avem acel document, acea hârtiuță pe care suntem obișnuiți deja să o completăm și poate că vor fi niște aplicații care îți vor permite să faci acel constat amiabil electronic.
Vom avea iarăși în partea a doua a conferinței de astăzi pe domnul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României. Iarăși am avut niște discuții, pentru că și acolo se pregătesc niște lucruri. Da, nu știu, poate chiar, da, o să las pe dânsul să spună, în matricularea electronică, și aici sunt iarăși o grămadă de discuții cu poliția, cu alte autorități în domeniu. Eu sper în normalizare și într-o rapidizare, dacă vreți, a tuturor proceselor care sunt cumva interconectate de domeniul auto. Că se numește RCA, că se numește, eu știu, despăgubire, reparație sau matriculare sau orice altceva, roviniat. Nu contează. Cum recuperați despăgubirile achitate către birourile naționale străine? Răspundem la fraudă. Pentru polițe de asigurare false. O să vă răspundem, da. O să vă răspundem în partea a treia, când avem și partea de fraudă și partea de abuzuri, pe care sperăm să le dezbatem. Suntem cu timp. Marian Constantinescu, întrebare pentru domnul Comănescu. Tariful de referință va conduce la o aliniere a tarifelor de manoperă. Asta este o presupunere, nu este o certitudine. Toți reparatorii vor practica prețul maxim. Consiliul Concurenței e de acord cu asemenea alinieri de tarife? Înainte de a răspunde domnul Comănescu, vă invit pe scenă. Prețul de referință pentru tarifele RCA nu a dus la tarife identice la nivel maxim pe RCA. Pot presupune că nici în acest caz nu vor fi? Într-adevăr, pot exista premise de aliniere a tarifelor, dar așa cum spunea și dumneavoastră, când s-a vorbit despre tariful maxim pe RCA, analiza noastră după acea perioadă de impunere a arătat că nu toate firmele de asigurări s-au dus în plafonul maxim. Am făcut analize pe diferite categorii de mașini și așa mai departe, iar concluziile au fost clare în sensul în care nu, societățile de asigurare nu s-au aliniat la maximul tarifului. Așa cum spunea și domnul vicepreședinte Roșu de la ASF, folosim barul să strângă aceste tarife de la serviciurile pe care le autorizează. Ne gândim la o modalitate de rafinare în sensul în care e posibil ca pentru unele zone geografice tarifele să fie diferite și atunci ne gândim și la criteriul acesta geografic să avem tarife de referință la ora manoperă pe anumite zone în funcție de specificul fiecarei zone, în funcție de concentrarea în piață pentru fiecare zonă. Deci speranța mea este că societățile, serviciurile nu își vor alinia tarifele. Dacă le aliniază, ați fi de acord cu alinierea? Că de fapt asta, bineînțeles că nu. Deci nu. Răspunsul pentru domnul Marian Constantinescu este că nu, n-ar fi, dar nici că se poate. Domnul Constantinescu face o precizare foarte corectă. Noi, împreună cu dânsii, nu am vrut să intrăm în niște detalii tehnice foarte amănunțite, dar aceste tarife de referință se vor calcula pe zone geografice. Deci nu se poate spune că un tarif care poate este mai mare pentru București se va aplica pentru Suceava sau invers. Deci aceste tarife de referință vor fi pentru zone geografice. Deci, și aici mai văd o întrebare. Astăzi nu se achită daunele și nici ora de manoperă liberă stabilită de lege. Mă rog, cred că a vrut să fie formulat altfel, că nu este ora de manoperă stabilită pe lege. Se achită, nu se va achita după tariful de referință. Deci nu avem... Mai avem foarte multe, foarte multe, da, întrebări. Văd curg întrebările, da. Să-mi rog pe Rudi să tragă concluziile acestei prime părți. Urmează o parte a doua, am întrebările aici, continuăm să răspundem la ele. O să avem în sală invitații noștri, o să avem alți invitați. Care ar fi concluzia primei părți, Rudi? Concluzia e foarte scurtă, Sergiu, și îl citez acum pe domnul Mădălin Roșu. Tot ce discutăm până la urmă aici este legat de a crea o piață matură, și e vorba de un dialog care trebuie să aibă loc între mai mulți actori. Sper să reușim să facem acest dialog, să reușiți dumneavoastră și noi, consumatorii, să avem această piață despre care vorbim. Le mulțumesc tuturor paneliștilor din acest prim panel.
Le mulțumim și celor care ne adresează întrebări, ele curg în continuare. Ne bucură acest lucru, înseamnă că interesul este foarte mare, așa cum de altfel ne așteptam. Luăm doar o scurtă pauză de 10 minute și apoi ne întoarcem cu lucruri, cum se spune în o celebră televiziune, rămâneți cu noi pentru că nu știți ce pierdeți, adică vor fi lucruri și mai interesante. Vă așteptăm imediat, după 10 minute.